Bun venit, dragi elevi, la o nouă lecție de educație socială, președintele României, o resursă pentru clasa a șaptea, în cadrul proiectului CRED. Potrivit Constituției României, președintele reprezintă statul român, este garantul independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a țării, are rol de mediator între puterile statului, precum și între stat și societate. Tot din Constituția României aflăm că președintele este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, pentru un mandat de 5 ani, pentru maximum 2 mandate, care pot fi sau nu consecutive. Candidații la funcția de președinte al României trebuie să fie împlinit vârsta de cel puțin 35 de ani în ziua alegerilor inclusiv, să fie cetățeni români și să aibă domiciliul în țară. După ce este ales, președintele României depune jurământul în fața Parlamentului. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Perioada mandatului său, președintele României emite decrete care se publică în Monitorul Oficial, iar unele dintre acestea se contrasemnează de primul ministru. Tot președintele promulgă legile elaborate de Parlament. Să ne amintim ce înseamnă a promulga. A aduce la cunoștința publicului o lege printr-un act oficial, a face să intre în vigoare. Pe toată durata mandatului său, președintele României nu poate fi membru al niciunui partid politic și nu poate deține nicio funcție publică sau privată. Principalele atribuții ale președintelui României, așa cum se desprind din Constituție, sunt în politica internă. Desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, numește guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament, adresează mesaje Parlamentului cu privire la problemele politice ale țării. În ceea ce privește politica externă a României, președintele încheie tratate internaționale în numele României, negociate de guvernul țării, și le supune ratificării Parlamentului. Acreditează sau recheamă la propunerea guvernului reprezentanții diplomatici ai țării. Să ne amintim ce înseamnă a ratifica, a acorda valabilitate unui tratat, unui document, act, etc. În domeniul apărării, președintele țării este comandantul armatei și președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, prescurtat CSAT, declară cu aprobarea Parlamentului mobilizarea generală sau parțială a armatei și poate lua măsuri pentru respingerea agresiunilor militare îndreptate împotriva statului român pe care le aduce la cunoștință Parlamentului printr-un mesaj. Este momentul să aplicăm ce am învățat. Descoperă în Constituția României, titlul 3, capitolul 2 și alte atribuții ce îi revin președintelui țării. Caută în mediul online articole de presă care prezintă evenimente referitoare la exercitarea atribuțiilor președintelui țării. Prezintă în grupul clasei un astfel de eveniment și atribuțiile corespunzătoare. Vă propun și o activitate pentru portofoliu.
Scrie un text de maxim o pagină format A4 în care îți imaginezi că exerciți timp de o săptămână funcția de președinte al țării. Pentru aceasta vei avea în vedere programul de lucru, întâlnirile de lucru, prioritizarea unor probleme pe care trebuie să le rezolvi, utilizarea corectă a termenilor specifici domeniului educației sociale, exprimarea corectă și coerentă utilizând punctuația adecvată și încadrarea în limita de spațiu precizată. Vizitează Palatul Cotroceni din București, reședința oficială a președintelui României, în săptămâna Școala Altfel. Informează-te cu privire la vizită de pe site-ul oficial al instituției. O resursă educațională în cadrul proiectului CRED.